La Pucioasa a fost finalizat proiectul Înființare, Reabilitare și Dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 privind dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Obiectivul general a fost creșterea numărului de turiști în stațiunea de interes național Pucioasa. În cadrul acestuia, cinematograful Dacia a fost transformat într-un centru de informare și promovare turistică dotat corespunzător. Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unui centru național de informare și promovare turistică, în scopul creșterii numărul turiștilor în stațiunea de interes național Pucioasa, județul Dâmbovița. Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui la valorificarea potențialului turistic local prin promovarea identității culturale, componenta a mediului antropic, în scopul creșterii gradului de atractivitate ca destinație turistică și influență pozitivă asupra activităților conexe derivate din turism în localitatea Pucioasa. Prin proiect cinematograful Dacia din Pucioasa, de fapt foaierul acestuia, în trecut nefuncțional, a fost valorificat prin transformarea în sediul unui centru național de informare și promovare turistică cu dotarea corespunzătoare. Echiparea cu hardware 36 de bucăți, echiparea cu programe software 2 bucăți, realizarea și dezvoltarea unui portal web www.turismpucioasa.ro, locuri speciale, special amenajate, echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă, grup sanitar special prevăzut pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă existente. De asemenea, o rampă de acces, iar tot mobilierul a fost astfel conceput încât să fie cu ușurință utilizat. Perioada de implementare a proiectului a fost de 11 luni, iar valoarea totală a acestuia a depășit suma de 580.000 de lei.